Să începem. Filmat. Bun. Da. Și ceva. Bun găsit. Cu siguranță. Și în casa ta se află o casetă video veche pe care n-ai mai văzut-o de foarte mult timp. Pentru că nu mai ai un aparat video sau pentru că aparatul cel vechi pur și simplu s-a stricat. Apelând la noi și sunându-le la numărul de telefon 0722 52 44 72 sau accesând site-ul nostru. Aolea, așa e când ai 4 clase. Hai! Bun găsit, dragii mei! Cu siguranță în casa dumneavoastră se află! Da. Are! Bun găsit, dragii mei! Cu siguranță în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp. O casetă video veche de la nunta dumneavoastră, de la botezul copilului dumneavoastră, de la aniversarea copiilor. Nu ați mai văzut-o, nu pentru că nu ați mai fi vrut, ci pentru că pur și simplu nu mai aveți un aparat video sau aparatul cel vechi s-a stricat. Apelând la noi și sunându-ne la numărul de telefon 0722 524 472 sau accesând site-ul nostru la adresa www.transfercasetevideo.ro, vom rezolva pentru dumneavoastră această problemă la costuri minime. Vă mulțumim și vă așteptăm. O zi bună tuturor! Una bine! Hai încă una! Da! Am o bolă! Ce-am la cap? E butonul. Les incompetents. Așa, bun găsit, dragii mei. Cu siguranță, în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp. Nu pentru că n-ați mai fi vrut, ci pentru că pur și simplu nu mai aveți un aparat. Sau aparatul cel vechi s-a stricat. Apelând la noi și sunând la numărul de telefon 0722 524 472, problema dumneavoastră este ca și rezolvată. Vom transfera pentru dumneavoastră casetele video vechi pe un suport digital DVD, astfel că dumneavoastră veți putea revedea și veți putea retrăi momente de bucurie pe care le-ați petrecut alături de cei dragi. Vă mulțumim și vă așteptăm. O zi bună tuturor! Altă bună! Cu siguranță, în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp. Nu pentru că nu ați mai fi vrut, ci pentru că pur și simplu aparatul dumneavoastră video s-a stricat. Aparatul dumneavoastră video s-a stricat și dumneavoastră v-ați blocat, adică eu. Bun. Da. Bun găsit! Bun găsit! Cu siguranță în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care n-ați mai văzut-o de foarte mult timp. Fie că nu mai aveți un aparat video, fie că aparatul cel vechi pur și simplu s-a stricat. Apelând la noi.
dumneavoastră nu mă vede, dar eu mă văd pe mine, am dat chestia aia așa și mă văd, sunt execrabil, dar ce vreți. Acesta este gingașul meu, faceți. Da. Ar fi trebuit puțin mai sus, luat puțin mai sus să se vadă și... Da, nu, asta facem mai din nou. Da. Cu siguranță în casa ta, da, a ta, se află o casetă video veche pe care nu ai mai vizionat-o de foarte mult timp. Și nu pentru că n-ai mai fi vrut, ci pentru că pur și simplu nu mai ai un aparat video care să te ajute să faci chestia asta. Apelând la noi și sunându-ne la numărul de telefon 0722524, eu mă uit la mine. Doamne, sunt un băuri, eu trebuie să mă uit pe țeavă. Ce ne facem noi, țigani? Au dacă vin americani. Moment poetic. Să începem. Bun găsit! În casa dumneavoastră se află cu siguranță o casetă video veche pe care nu ați mai vizionat-o de foarte mult timp. Ați văzut-o când, după ce s-a terminat nunta, ați mai văzut-o la un șpriț cu nașul și după aia praful și căcatul. S-a depus praful pe ea. Este o reclamă care nu va fi publicată niciodată. E anterno, cum ar zice francezul. Tot aici cu echipă care era de... Nu vă chipuiți, de-abia m-am țin și eu, dar le-am spus să râdă, să mimeze râsul. Și fac așa. Da, asta e mima râsul. Bun găsit! Bun găsit, nu știu de ce dau în cap, dar în cap înseamnă că sunt... Ce ne facem la țiganii? A, dacă vin americanii? Ta-di-na-di-na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 -
Băi, să mă puțui să mă aranjez, că nu prea sunt... Bun, hai să începem. Bine v-am găsit, dragii mei. Cu siguranță, în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp. Nu pentru că nu ați mai fi vrut, ci pentru că pur și simplu nu mai aveți un aparat video cu care puteți face aceasta. Apelând la noi și sunându-ne la numărul de telefon 0722, apelând la noi, la care noi? Apelând la firma Mario Studio, la firma Mario Studio, apelând la noi. Încă o dată. Vă sunt urât cu ochelarii ăștia? Nu, sunt mai frumos cu ochelarii. Adică mai frumos, vorba aia, că se poate. Bun găsit, dragii mei. Cu siguranță în casa dumneavoastră se... Eu mă uit în cocoș. În cocoș mă uit. Eu trebuie să mă uit în cameră, că acolo trebuie să mă uit. Băule! Bun găsit, dragii mei. Cu siguranță în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp. Fie pentru că nu mai aveți un aparat video, fie pentru că aparatul cel vechi efectiv s-a stricat. Apelând la firma noastră și sunându-ne la numărul de telefon 0722 524 472 sau accesând site-ul nostru, aici este o gălăgie de fond care bă, la polobuc mie mi-arată că e drept. Și eu mă văd drept într-o parte. Căcat de urs. Într-o zi la pădurar veni un om cu bani. Te rog să-mi dai căcat de urs.
pentru $2. Tu te împiți, da, mă, ți zise domnul pădurar, că ursul nu mai vrea să cace pentru $1. A doua zi, la pădurar același om cu bani, te rog să-mi dai căcat de urs pentru $2. Tu te împiți, da, mă, zise domnul pădurar, că ursul mai vrea să cace pentru $2. Aceasta este o poezie perpetuă. A treia zi la pădurar, a patra zi la pădurar, a cincea zi la pădurar, cu 7, cu 8, cu 9, cu 25, cu câți vrem noi. A fost transpusă și pe muzică. Într-o zi la pădurar veni un om cu bani, te rog să-mi dai căcar urs pentru $2. Hai, du-te în pizda, mă, ti zise domnul pădurar, că ursul nu mai vrea să cace pentru $2. Ne-am adunat aici să facem o reclamă, am divagat, am dat-o în diverse, da. O să vă mirați, dar sunt sănătos tu. Culmea e că n-am mâncat nimic. Asta e. Și asta mă face gingaș și ferice. Bun găsit, dragii mei, cu siguranță în casa dumneavoastră se află o casetă video veche pe care nu ați mai văzut-o de foarte mult timp. Fie pentru că nu mai aveți un aparat video, fie pentru că aparatul cel vechi s-a stricat. De multe ori ați dori să revedeți clipele de bucurie petrecute alături de cei dragi. Dar când doriți să faceți acest lucru, mireasa s-a furat. Căcat de urs. Hai bă, fii în stare, lasă-o în bașcheții lui Iordan, căcat. Așa. Deci pe fundalul ăsta o să punem ceva, nu aici, o chestie, o, da? Mario Studio sau Bun Venit sau Căcat de urs. Hai să fim serioși. Bun găsit. Cu siguranță. În casa ta, a ta, se află o casetă video veche pe care nu ai mai văzut-o de foarte mult timp. Pentru că nu mai au un aparat video sau pentru că aparatul cel vechi s-a stricat. Spune-mi, de câte ori ai fi dorit să revezi casetele pe care le-ai filmat la diverse evenimente și pur și simplu nu ai putut. Apelând la... Sunt întrerupt. Toma, când îmi ieșea și mie o reclamă, a venit o duduie. Da, duduie, vă auzim. Păi da. Stai la polul. Mâncați-i. Prietene! Trebuie să pun liniște pe ușă? Da. Ce?